Ambasada României la Moscova a anunțat că a finalizat lista nominală a celor peste 20.000 de prizonieri de război și civili deportați în Rusia în perioada 1941-1956. S-a reușit astfel ca unii dintre urmașii acestora să afle că bunicii și străbunicii lor au fost identificați. Ambasadorul Vasile Soare afirmă că toți cei care au lucrat la acest proiect au mulțumirea unei misiuni îndeplinite. În săptămâna patimilor și în contextul nefericit al pandemiei COVID-19, sunt în măsură să anunț că Ambasada României la Moscova a finalizat procesul elaborării listei nominale integrale a 20.718 prizonieri de război militari și internați civili deportați români, decedați între 1941-1956, în lagările, spitalele și obiectivele speciale, respectiv în batalioanele de muncă sovietice și înhumați în cimitire și locuri de înhumare multinaționale, pe teritoriul actual al Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Moscova, Vasile Soare. 20.718 este numărul maxim de cetățeni români decedați în Rusia care a putut fi identificat în timpul cercetărilor în arhivele ruse, efectuate de misiunea diplomatică în perioada 2009-2019. În același timp, ne rămâne în suflet regretul pentru totdeauna că nu toți prizonerii noștri de război și cei deportați fără voie din România au avut șansa să fie înregistrați în lagăre în anii 40, ca astăzi ei să poată fi găsiți în arhive sau pur și simplu mulți sunt încă de negăsit, a transmis ambasadorul Vasile Soare. Diplomatul român a afirmat că scoaterea la lumină și aducerea la cunoștința urmașilor și opiniei publice din România a datelor de identificare ale foștilor prizonieri de război și deportați români care nu s-au mai întors niciodată din Rusia reprezintă o premieră pentru istoriografia românească. Totodată, rezultatul final al cercetărilor arhivistice ale Ambasadei României la Moscova în problematica prizonierilor de război și victimelor române ale celui de-al doilea război mondial are o simbolistică aparte, dat fiind contextul marcării în anul 2020 a 75 de ani de la închiderea celei de-a doua conflagrații mondiale, a precizat Vasile Soare. Lista nominală întocmită în ordine alfabetică a celor 20.718 de prizonieri de război și civili români decedați și înhumați în Rusia poate fi consultată pe site-ul Ambasadei României la Moscova. Aceasta este însoțită de anexa care cuprinde locurile de amplasare ale cimitirilor multinaționale de pe teritoriul actualei Federației Ruse, în care sunt înhumați cei 20.718 cetățeni români.